Și comentăm subiectul atât cel cu drona, cât și acesta cu aceste avioane, cu Dan Grecu, general major în rezervă. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună dimineața. E puțin mult spus de comentat, pentru că vedem că se păstrează un low profile asupra incidentului. Pentru că, așa cum au spus și comentatorii dumneavoastră înainte, nu este prima dată când forțele armate rusești, în special aviația, șicanează avioane sau nave care zboară deasupra sau navigează pe teritoriul, pe suprafața internațională a Mării Negre. Drept dovadă că și în această situație, deși este clar că acțiunea avioanelor Su-27 ruse a fost nu numai ordonată, dar și coordonată, s-a limitat la punerea în imposibilitate de zbor a dronei RQ-9 Reaper, ca să nu greșesc. Și acțiunile au fost și reacțiile au fost tot așa, să spun, pentru a se evita escaladarea, deși în fapt este vorba de o acțiune agresivă desfășurată în apele, deasupra apelor internaționale, deși spațiul aerian internațional, împotriva unui mijloc de zbor străin, în cazul acesta o dronă americană. De aici și comentariile comandamentului american din Europa, conform căruia piloții ruși au acționat imprudent, nesănătos din punct de vedere ecologic, au dat cu combustibil pe dronă și neprotecționist, dar și atenționarea că din partea IUCOM-ului că acțiunile agresive ale echipajului rusesc pot fi periculoase, sunt periculoase și ar putea duce la o escaladare, la calcule și interceptări greșite și la o escaladare neintenționată a situației din zonă, referindu-se, bineînțeles, în raport Rusia forțele americane. Inclusiv Ministerul Apărării Naționale a Rusiei a negat implicarea avionului și a dat vina pe un zbor cu manevre bruște ale dronei americane, care a dus la pierderea controlului și prăbușirea ei. Totuși, n-ar trebui să fim chiar atât de liniștiți din acest punct de vedere, nu pentru că rușii nu vor încerca în continuare să șicaneze mijloacele alianței, în special cele americane, ci faptul că această acțiune, dacă a fost tratată de Casa Albă ca un incident periculos, a primit reacții mult mai dure din partea republicanilor. Unul din congresmenii renumit sau cu cuvânt important din partea republicanilor, chiar spunând foarte clar că Rusia trebuie să fie trasă la răspundere, iar Kremlinului să-i se spună că dacă se mai apropie de un alt mijloc american care zboară în apă sau aer, deasupra apelor sau în spațiu aerian internațional, atunci mijlocul rus va fi doborât. Cam așa se desfășoară situația. Eu cred că ea se va calma repede cu o pierdere a unui UAV american, dar fără a urma alte acțiuni. Pe de altă parte, vedem, iată, că Pentagonul nu a confirmat, însă dacă va încerca să recupereze această dronă, recuperarea dronei nu ar fi putut pune capăt, iată, oricăror speculații, pentru că știm că s-ar întocmi un raport, așadar nici Moscova nu ar mai putea miza pe provocările Statelor Unite. Nu, ce se întâmplă? Americanii știu exact cum a zburat, care au fost condițiile, ce s-a întâmplat la bordul dronei și în jurul dronei, deci aici nu este niciun fel de problemă. Recuperarea depinde de condițiile în care sau mai exact de locul în care s-a prăbușit drona, pentru că ea a fost prăbușită intenționat. Dacă e vorba de ape de 50-100 de metri, cine știe, ar fi posibil. Dar acolo este aproape chiar de mijlocul Mării Negre, așa că adâncimile sunt mult, mult, mult mai mari.
și nu cred că merită, sau eu măcar nu cred că merită cheltuielile pentru recuperarea, pentru recuperarea dronelor, și nu m-aș mira să încerce rușii să o recupereze, da, ca să afle date tehnologice vis-a-vis de modul de funcționare a MQ Airport.